Dragii mei, ne aflăm și în această joi seara la studiul nostru biblic, care se intitulează Datori unii altora. Când Dumnezeu ne-a așezat la olaltă în casa Lui, ne-a și îndatorat. Suntem datori față de Dumnezeu, dar suntem datori și unii față de alții. Și vreau să vă aduc aminte că am învățat noi în întâlnirile noastre anterioare, de-a lungul verii acesteia, că e foarte important să ne îndemnăm unii pe alții pe calea lui Dumnezeu. Am învățat de asemenea că e important să fim buni unii cu alții. Am învățat că este important să ne iertăm unii pe alții. Am învățat că este important să ne salutăm unii pe alții. Am învățat să nu ne vorbim de rău unii pe alții. Am învățat să ne iubim unii pe alții. Am învățat să ne supunem unii altora. Am învățat să ne rugăm unii pentru alții. De învățat am învățat. Întrebarea este cât de bine aplicăm în viața noastră aceste învățături. Pentru că dacă este ceva care contează, contează ca dincolo de învățătură să fie punerea în practică a învățăturii. Și mă rog lui Dumnezeu ca cel preanalt să ne întărească pe fiecare dintre noi, să ne înțelegem rostul, să ne înțelegem menirea și să putem să ne raportăm corespunzători unii la alții. În această seară vrem să facem un pas mai departe spre înțelegerea voiei lui Dumnezeu pentru noi și aș vrea să citim împreună versetul 7 din Roman 15. Roman 15, versetul 7. Haideți să rostim împreună acest cuvânt. Amin. Primiți-vă unii pe alții. Ca să înțelegem noi mai bine ce înseamnă să ne primim unii pe alții, aș vrea să vă întreb în această seară, care este, după părerea dumneavoastră, un antonim potrivit, cuvântul cu sens opus al acestui verb, a primi. Care e cuvântul opus? A respinge, sigur, a respinge. Acum, iarăși vă mai întreb ceva. Care este opusul lui a respinge? Le zice simplu, frate, a primi. Dar mai ceva, încercați să mai folosiți un termen, un sinonim, care mai odată, a accepta. A accepta. Deci, dragii mei, haideți să înțelegem în această seară că acest cuvânt care ne stă înainte și pe care noi l-am rostit, ne cheamă să ne acceptăm unii pe alții. Întrebare. E ușor să ne acceptăm unii pe alții? Și toată biserica va răspunde în cor, da, suntem frați, nu? Dragii mei, ușor e să fim în rai cu cei pe care îi iubim. Și așa gândim noi raiul. Un loc în care stăm cu cei pe care îi iubim. Dar câteodată zicem, greu e pe pământ cu ăștia pe care îi știm noi. Îi știm noi pe cutare și pe cutare. Ba, am auzit și expresii de genul ăsta. Dacă ăla se duce în rai, atunci eu mă mulțumesc frumos, eu mie nici rai nu-mi trebuie. Am auzit astfel de expresii. Sigur că e groaznic să auzi oameni care au pretenția că merg la biserică să facă astfel de afirmații. Dragii mei, aș vrea să înțelegem în această seară că porunca lui Dumnezeu pe care am rostit-o citind Roman 15 cu 7 nu este nici de cum discutabilă pentru noi. Spun încă o dată, este o poruncă. Primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Sunteți de acord că pe noi pe toți ne-a primit Hristos? Aleluia! Toți suntem de acord că noi am fost primiți de Hristos. Acum, fără să răspundeți cu glas tare, gândiți-vă fiecare în ce stare v-a primit Hristos, pe fiecare dintre dumneavoastră. În ce stare erați când v-a primit Hristos?
Am fost perfecți când ne-a primit Hristos? No. N-am fost perfecți. Oameni cu slăbiciuni, oameni cu greșeli, oameni cu neputințe. Și totuși Hristos ne-a primit. Și stă cuvântul lui Dumnezeu în fața noastră în această seară și ne spune: primiți-vă unii pe alții sau acceptați-vă unii pe alții cum v-a acceptat Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Îmi place și această remarcă a apostolului. Faceți lucrul acesta spre slava lui Dumnezeu. În biserică, dacă ne uităm, vedem atâta diversitate. Nu e interesant ce face Dumnezeu? Adună la oaltă oameni de toate felurile. Eu am mai auzit expresii de felul acesta, oameni, am auzit cândva, cu ani în urmă, cineva avea pretenția să existe o biserică pentru intelectuali. Era de râs chiar. Nu există biserici de intelectuali, nu există biserici de săraci, nu există biserici de bogați, ci biserica lui Hristos este una apostolică și sobornicească biserică. Una. Dar biserica aceasta încorporează bogați, săraci, intelectuali, oameni needucați, tineri, bătrâni, și acestora tuturor le poruncește Hristos: primiți-vă unii pe alții. V-am mai spus lucrul acesta, cred că tot în cadrul acestui studiu biblic sau am ilustrat lucrul acesta. Uitați-vă numai la grupul de apostoli pe care i-a ales Domnul. Câtă diversitate acolo. Uitați-vă în biserica Domnului, în biserica primară, dacă vreți. Stăteau în același loc de închinare stăpânii de sclavi și sclavi. Ce i-a făcut să se adune la oaltă? Cu bucurie vă spun, Hristos. Există diferențe între cei ce se adună la închinare în același loc. În biserica noastră există diferențe majore între oameni. Dar există asemănări majore. Vedeți, dacă am încercat să vedem cât de greu este să ne acceptăm unii pe alții, așa, la modul general, ar fi simplu să zicem: ne acceptăm, frate, că de-aia ne adunăm în același loc. Numai că, totuși, diferențele acestea ne fac câteodată să simțim că e greu. De ce fratele cutare face așa? De ce sora cutare face așa? De ce cutare se roagă așa și de ce celălalt se roagă așa? Scumpii mei, aș vrea de la început să înțelegem câteva lucruri. Fiecare dintre noi avem o identitate. Însă depinde de noi cum ne definim identitatea. Dacă ne definim identitatea pe plan orizontal, prin ce se definește identitatea cuiva pe plan orizontal? Zice, e înalt, e cu părul creț, e brunet, este școlit la nu știu ce facultate. Acestea sunt lucrurile care definesc identitatea cuiva pe plan orizontal. Și aici suntem foarte diferiți. Foarte diferiți. Dar aș vrea să înțelegem în această seară că identitatea noastră poate fi definită și pe plan vertical. Și când vorbesc despre definirea identității noastre pe plan vertical, aș vrea să vă aduc aminte că prin creație toți oamenii, absolut toți, toți cei ce sunt astăzi în Biserica Poarta Cerului și cei ce nu sunt aici, toți sunt făcuți din același material. Domnul a luat țărână, l-a făcut pe om, cum? După chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Prin creație toți suntem la fel. Apoi, prin cădere suntem toți la fel. Adică toți, zice Scriptura, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.
Toți au nevoie de răscumpărare și prin răscumpărare suntem cu aceeași identitate. Pentru că același preț s-a plătit pentru fiecare dintre noi. Și prețul a fost sângele Domnului Iisus Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu. Întrebarea este, la care identitate vrem să ne raportăm? La cea orizontală? Dacă ne raportăm la cea orizontală, vom vedea diferențe între noi și vom zice, Domnule, stau eu în aceeași biserică cu tare? Însă cei ce se raportează la identitatea orizontală nu prea au loc prin biserică. În biserica lui Hristos mă refer. Însă oamenii care se identifică cu identitatea verticală, adică cei ce se raportează la Dumnezeu și socotesc identitatea în felul acesta, pentru aceea este biserica lui Hristos. Și din punctul acesta de vedere, suntem toți la fel. Ce frumos predica Ioan Botezătorul, referindu-se la Domnul Iisus Hristos, zicea, orice vale va fi astupată, orice deal va fi coborât, pentru că Iisus Hristos vine să niveleze relațiile dintre oameni. Aici, în Biserica lui Hristos, vreau să vă spun cu bucurie, cu satisfacție, nu-i nimeni important aici decât Iisus Hristos. Importanți, dacă suntem importanți cu toții în aceeași măsură. Nu e unul mai important și unul mai puțin important. Fiecare are rostul lui. Eu am auzit mărturii ale oamenilor care au mers într-o biserică și au zis așa, au fost odată în biserică și au vrut să meargă a doua oară, știți de ce? Pentru felul în care i-a primit ușierul. Și a zis, pentru felul cum m-a primit omul ăla și a dat mâna cu mine și m-a dus acolo, eu pe omul ăla vreau să-l mai văd. Sunt sigur că sunt oameni care, dacă văd zâmbetul încurajator de pe fața ta, când fratele Abel spune să dăm mâna unii cu alții, zâmbetul acela încurajator sau fața senină cu care îl primești și îl saluți, înseamnă nespus de mult pentru el. Vreau să vă spun că fiecare dintre noi ne aducem într-un fel sau altul aportul la lucrarea lui Dumnezeu. Și totuși rămâne dreptul nostru, porunca lui Hristos, care spune primiți-vă unii pe alții sau acceptați-vă unii pe alții cum v-a primit Hristos. De ce ni se spune asta? Pentru că totuși există oarece diferență, nu? Ceva diferență există. E suficient să mă uit peste adunare și să văd diferențe. Eu mă uit peste adunare și văd diferențe. Vă uitați dumneavoastră și vedeți diferențe. Putea vom noi oare să trecem peste aceste diferențe cu ușurință? Societatea a dat legi antidiscriminare. Știți asta. Și sunt legi bune. Să nu fie discriminată nicio categorie socială, nicio etnie să nu fie discriminată. Se caută a se promova astfel de legi. Și sunt bune. Dar vai, legea e și discriminare tot nu e. În Biserica lui Hristos însă, Domnul Iisus lucrează altfel. El ne cheamă pe fiecare dintre noi să ne înțelegem menirea, să ne înțelegem rostul, să înțelegem identitatea noastră și să ajungem la concluzia că există prea multe lucruri comune care ne leagă și diferențele, dacă există între noi, ele sunt minore în comparație cu lucrurile care ne leagă. Identitatea noastră în Hristos este comună. Iar diferențele nu pot fi date de altceva decât de lucrurile mărunte pe care fiecare dintre noi le avem sau le exprimăm. Aș vrea să citim din Coloseni, cuvântul lui Dumnezeu, din Coloseni de la capitolul 3, am să citesc câteva versete, începând cu versetul 11. E așa o frumoasă descriere a Bisericii lui Hristos. Vă rog să ascultați. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur,
nici barbar, nici cit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Aici este cheia acceptării. Îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Realitatea pe care o recunoaștem fiecare dintre noi este aceea că există diferențe între noi. În dreptul acestor diferențe vorbește Apostolul Pavel în Romani, capitolul 15, versetul 7, când spune: primiți-vă unii pe alții cum v-a primit Hristos, spre slava lui Dumnezeu. El scrie bisericii din Roma. Știți ce era în biserica din Roma? Ea era formată și din greci, adică din neamuri mai precis, și era formată și din iudei. Și iudei și neamuri, la oaltă. Se închinau în același loc. Imaginați-vă că veneau iudeii și ziceau: Mântuitorul e din neamul nostru. Veneau romanii și spuneau: da, dar până la urma urmei sunteți pe teritoriul nostru aici. Noi facem legea. Împăratul e al nostru. Existau motive să se uite unul spre altul de sus în jos. Și Apostolul Pavel vine foarte ferm și zice: acceptați-vă unii pe alții cum v-a acceptat și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Acum haideți să vorbim despre lucruri practice. Ce înseamnă să îi acceptăm pe ceilalți? Am o întrebare la care nu trebuie să răspundeți cu voce tare. Nu v-a deranjat niciodată când cineva aici în adunare s-a rugat foarte tare și se auzea numai glasul lui peste toate glasurile? Nu v-a deranjat niciodată când ați văzut pe cineva că se manifestă mai zgomotos decât alții? Nu v-a deranjat vreodată faptul că în timpul rugăciunii cineva nu se ruga, ci se uita pe pereți? Și voi l-ați văzut? Nu v-a deranjat vreodată faptul că tinerii ăștia care cântă aici, tot cântări din alea noi, pe care nu le știm noi, le cântă și pe alea vechi le-au cam uitat? Nu v-a deranjat vreodată faptul că prea multă rugăciune în picioare și prea puțin în genunchi? Sau sunt situații, nu-i cazul la noi, sper că nu-i cazul la noi, dar sunt situații unde unii sunt foarte deranjați că cineva e cu cravată și alții sunt foarte deranjați că cineva e fără cravată. Altă dată sunt probleme serioase, mie mi-e dat să le văd des, chiar biserici învrăjbite, că de ce din păhărele și nu dintr-un pahar la cină? Și alții de ce dintr-un pahar și nu din păhărele? Și iată, aceste diferențe, ca să amintesc doar câteva, sunt lucruri peste care uneori atât de greu trec oamenii. Sigur că este un pasaj pe care totuși am să-l citesc așa, chiar dacă destul de repede, este un capitol înainte, capitolul 14 din Romani. Am să vă citesc vreo 13 versete și vă rog să fiți cu luarea minte. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care judeci pe robul altuia, dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea.
Unul socotește o zi mai pe sus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul n-o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, fiindcă este scris: pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Amin. Înțelegem noi ce ne spune pasajul acesta? Cuvântul acesta stă înaintea noastră să ne aducă aminte că avem datoria să trecem peste diferențele dintre noi. Ați văzut ce se întâmpla în Roma? Unii se certau sau nu se acceptau unii pe alții pentru mâncăruri, pentru băuturi, pentru zile speciale sau nespeciale, și asta a creat disensiuni între frați. Și vine Apostolul Pavel și spune: acceptați-vă unii pe alții. Acum aș vrea să fiu bineînțeles, pentru că s-ar putea foarte ușor la o lecție ca și aceasta să zică: deci frate Nelu, nu ne mai judecăm unii pe alții, fiecare e cu treaba lui, în biserica Domnului nu mai contează, fiecare ne vedem de ale noastre și prin urmare slăvit să fie Domnul. Dragii mei, dacă ați fost atenți la ce am citit din Roman 14, veți înțelege despre ce lucruri este vorba aici. Există nivele de autoritate diferite în raport cu revelația lui Dumnezeu. În ce sens? Uitați-vă în Scriptură, sunt lucruri care sunt cât se poate de clare. Nu pentru astea se apar conflicte între frați, nu pentru aceasta, nu pentru lucrurile clare. N-am auzit încă pe cineva să aibă dispute și dezbateri dacă e voie sau nu-i voie să furi, n-am auzit. Dacă e voie sau nu-i voie să curvești, n-am auzit. Toți știu că e scris negru pe alb să nu prea curvești, să nu furi și așa mai departe. Însă există un alt nivel al revelației, care este dat nu în mod direct în Scriptură, ci vine ca o desprindere de principii pe baza narațiunilor din Scriptură. Ca să vă dau exemplu. Știți că sunt oameni care au încredințarea că ei trebuie să ia cina Domnului numai seara. Poate n-ați auzit de din ăștia, e bine dacă n-ați auzit. Sunt unii care, așa zic, așa scrie în Scriptură, că a fost cină, noi numai seara luăm. Și ne desfințează din două vorbe pe toți ăștia care luăm dimineața. Apoi, o serie întreagă de dispute, de exemplu, verigheta e în regulă sau nu e în regulă? Să se poarte verigheta. Știți că și de la asta sunt lucruri care creează discuții și neacceptare. Și va zice cineva: n-a spune-ne, frate. Vedeți? Aici sunt lucruri absolut discutabile și dacă ați fost atenți, zice: primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Sunt păreri îndoielnice, dar nu sunt esențiale pentru mântuire. Aș vrea să înțelegem asta și să facem diferența. Pentru că, într-adevăr, scrie în Scriptură să nu purtați podoabe. Și e înscris negru pe alb. Da, dar cel ce poartă verigheta vine și îmi spune: dar nu o port ca o podoabă. O port ca semn al legământului dintre mine și soția mea. Mai spune ceva? Înțelegeți dumneavoastră că sunt așadar principii care nu au nivel de autoritate ca și Scriptura. Și tocmai când vorbim despre astfel de principii, Apostolul Pavel ne spune: primiți-vă unii pe alții. Unul are încredințarea să aibă verighetă,
Domnul să-l binecuvânteze, unul are încredințarea să n-aibă verighetă. Domnul să-l binecuvânteze și pe el. Putem zice amin la, și la unii și la alții, nu-i așa? Aici este marea problemă a acceptării. Când apar diferențe de felul acesta între frați, diferențe care sunt ridicate la nivel de dispută. Și Apostolul Pavel spune foarte clar, e sănătos pentru credincioși să nu se apuce la vorba asupra părerilor îndoielnice. Acum, pentru că ceasul se învârte, aș vrea doar să încercăm să stabilim câteva lucruri legate de porunca aceasta lui Dumnezeu care stă în fața noastră în această seară și care ne spune acceptați-vă unii pe alții. N-aș vrea să înțelegem lucrurile greșit. Când e vorba despre acceptare, n-aș vrea cineva să creadă, domnule, trebuie să acceptăm orice. Hai să dau un exemplu. Ne vine unul în biserică, mâine, poimine la o slujbă, și vine el aici și se apucă să facă nu știu ce isprăvi. Și trebuie să-l acceptați, că Romani 15 cu 7 zice, primiți-vă unii pe alții, acceptați-vă. Așa-i? Curaj, fraților, nu e așa. Deci sunt lucruri în care apostolul spune, acceptați-vă unii pe alții. Dar care sunt lucrurile acestea? Sunt chestiunile care țin nu de porunca scrisă negru pe alb în Scriptură, astea nu sunt discutabile. Când e vorba de păcat, nu ne spune Apostolul Pavel, acceptați-vă unii pe alții și păcătoși și în toate felurile, acceptați-vă și dacă trăiește cineva în păcat, acceptați-vă și fiți așa o adunătură de oameni care face ce vrea. Nu asta spune Apostolul Pavel. Nu spune Apostolul Pavel să acceptăm pe cineva care vine și aduce o învățătură străină de Evanghelie. Deci, acceptarea aceasta are un cadru clar în care trebuie să se manifeste. Nu e drept să vină cineva și să zică acceptare pe toate planurile, pentru că sunt lucruri care sunt da și amin în Scriptură. De la acelea nu există pardon. Când e vorba de Evanghelie și de curăția ei, știți ce spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 1? Oricine ar veni să vă aducă o altă Evanghelie, nu zice acceptați-l, să fie anatema, să nu-l primiți. De asemenea, dragii mei, este foarte important să înțelegem că oameni care pervertesc Evanghelia nu trebuie acceptați. Oameni care încurajează păcatul nu trebuie acceptați. Dar haideți să ne întoarcem la ce ne spune Domnul că trebuie acceptat. Se cere dar acceptare în domeniul acesta al lucrurilor din zona gri, cum spunea cineva. Zona care nu-i foarte clară. Vedeți, sunt lucruri neclare. Poți să intri în dispută cu cineva care ia Scriptura așa foarte la literă și vine și îți spune într-o bună zi, trebuie să umble cei vindecați de Domnul, să umble cu patul în spate, că Domnul a zis, ridică spatul și umblă. Se poate să înțelegem așa Scriptura? Categoric nu. Categoric nu. Deci sunt principii, sunt lucruri care țin sigur de un moment anume al istoriei, de un context cultural anume și acestea sunt absolut discutabile. Nu știu dacă Domnul mă va ajuta, mă gândesc să avem și o lecție intitulată Spălați-vă picioarele unii altora. Să înțelegem și lucrul acesta așa cum ni l-a prezentat Hristos. Pentru că prea adesea înțelegem prin asta doar un simplu ritual și credem că ne-am rezolvat problema spălării picioarelor cu un simplu ritual. Ori lucrurile sunt mult mai profunde. Dar nu voi rămâne asupra acestor lucruri acum, ci vorbim despre ce înseamnă să ne acceptăm unii pe alții. Ori, dragii mei, haideți să amintim întreagăt câteva lucruri care țin de acceptarea celorlalți. E foarte important să-i acceptăm între noi pe cei ce au nevoie de mântuire așa cum sunt ei. Vă zice cineva acum, adică așa cum sunt ei. Adunarea aceasta este un loc în care Domnul dă mântuire. Și suntem bucuroși să vină în ea toți cei ce au nevoie de mântuire.
Nu uitați că Domnul într-una dintre pildele sale a spus: duceți-vă și siliți-i, adunați-i de peste tot și aduceți-i în odaia ospățului. Dar oamenii aceia care vin de pe stradă, oamenii care au nevoie de mântuire, nu e așa că nu arată chiar ca și noi? S-ar putea să fie între ei oameni care arată puțin mai ciudat. Într-o adunare, o situație atât de penibilă, la un moment dat a venit o doamnă bine gătită, cu pălărie, cu aranjată, cu toate cele. A venit și a ascultat predicarea Evangheliei. Și predicatorul la sfârșit a făcut și chemare. Și între cei ce au ridicat mâna, și doamna aia a ridicat mâna, că vrea să se predea Domnului. Ce credeți? A fost un observator acolo, un pocăit, foarte hotărât, care a stat acolo. Primul lucru, când a văzut-o cu mâna ridicată, a făcut așa. Trebuie aranjament, deja trebuie făcut aranjamentul. Ori, dragii mei, asta știți ce este? Neacceptare. Asta înseamnă neacceptare. Voia lui Dumnezeu pentru noi este să ne acceptăm unii pe alții. Suntem datori să-i acceptăm pe aceia care sunt diferiți decât noi și să ne rugăm ca Domnul să le schimbe viața. Asta este important. Sau în biserică, vedeți, în biserica noastră sunt mulți tineri, se stă mult în picioare. Stăm câteodată și jumătate de oră în picioare la închinare. Poate cineva are o neputință și nu poate să stea tot timpul în picioare și vrea să se așeze pe scaun. N-aș vrea să știu că undeva cu trei rânduri în spate stă cineva și zice: no, nu poate să stea, uite că s-a așezat jos, nu poate să stea în picioare. Astea sunt lucruri unde ni se cere să trecem acest examen al acceptării. De asemenea, când mă gândesc la diferențele dintre noi, între noi sunt oameni sănătoși și între noi sunt și oameni bolnavi. Între noi sunt oameni sănătoși și sunt oameni care poartă un handicap. Ce înseamnă să vă acceptați unii pe alții? Înseamnă să ne acceptăm și pe aceia care duc o povară de sănătate, o povară de boală, pardon, care duc povara aceasta bolii sau a neputinței. Mă gândesc la cuvintele pe care Mântuitorul le spune atunci când vorbește despre judecata finală. Atunci le voi spune, zicea el: dacă ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Cine primește pe un micuț din ăsta în numele Domnului, e ca și cum îl primește pe Domnul. Și ne spune Scriptura: unii au primit îngeri fără să știe în casa lor. Asta este iarăși parte din acceptare. De asemenea, tot parte din acceptare este să fii îngăduitor cu cei ce vin dintr-o altă cultură. Știți că nu tot se închină românește, știți asta, nu? De ne-ar fi dat nouă să vedem cum se închină alții. Eu, știți că am fost pe la școli în America cu ani mulți în urmă și la un moment dat în școala în care am fost s-a organizat o seară a studenților internaționali, zicea. Trebuia în seara aceea fiecare reprezentant dintr-o țară anume să vină cu o mâncare tradițională, cu obiceiuri de închinare din țara lor. Să nu vă spun, numai românii și rușii au fost altfel. Românii și rușii, noi cei de aici din Răsărit. Ceilalți, dacă i-am vedea că se închină aici la noi, sunt sigur că ar trebui să mai predic o dată: acceptați-vă unii pe alții. A ne accepta unii pe alții înseamnă a-i accepta pe cei ce se închină diferit decât noi. Câteodată stăm uimiți de-a dreptul. Vezi, Doamne, cineva s-a închinat altfel, cineva a făcut altfel. Sigur că noi avem modul nostru de închinare și ținem la el, e potrivit culturii noastre, e potrivit felului nostru de a fi. Ținem la el, dar dacă ne întâlnim cu oameni care se închină altfel, este oare datoria noastră să judecăm pe robul altuia? E parte din ceea ce înseamnă acceptare. De asemenea, vorbind despre să ne acceptăm unii pe alții, aș vrea să vă îndemn
cu toată dragostea, acceptați-i pe cei ce fac o lucrare a lui Dumnezeu și nu le iese totdeauna așa de nota 11. Să fim îngăduitori cu ei. S-ar putea cineva să iasă la predică și nu iese predica așa ca și la Luigi Mițoi. Nu e drept să stăm acolo în bancă și să zicem halal predică. Sau cineva iese să cânte o cântare și se încurcă, eu știu, ia un ton care nu îi se potrivește. O începe sus sau o începe jos. Să fim îngăduitori. Asta, aici se măsoară îngăduința. Aici se măsoară acceptarea. Prin urmare, iubiți frați, scumpe surori, aș vrea să înțelegem că domeniul acesta al acceptării, unde Dumnezeu ne poruncește să ne acceptăm unii pe alții, este foarte vast. Dumneavoastră veți putea să descoperiți alte și alte domenii în care ni se cere acceptare. Însă eu aș vrea în această seară să vă amintesc că acceptarea este o poruncă a Domnului. Primiți-vă unii pe alții cum v-a primit Hristos. Acceptați-vă unii pe alții cum v-a acceptat Hristos. Între acceptarea aceasta despre care vorbesc și toleranță este o diferență. Pentru că se întâmplă să zici, îl tolerăm pe cutare. Scriptura ne spune, acceptați-vă unii pe alții. A tolera pe cineva înseamnă a răbda așa cu stoicism, poate strângând din dinți și zicând, îl rabd. Dar a accepta, în termenii în care Scriptura vorbește, acceptarea aceasta implică dragoste. Haideți să zicem toți cuvântul dragoste. Asta este cheia acceptării. De aici se măsoară acceptarea. De la dragoste. Și atunci, ca să poți să-l accepți pe celălalt, e foarte important să-l înțelegi de ce este el altfel. Să faci eforturi să-l înțelegi de ce este altfel decât tine. Poate că el n-ar vrea să fie altfel. Poate că sunt neputințe cu care se confruntă. Și tocmai de aceea e important să nu-l judeci. Să fii atent la aceste aspecte. Totuși, repet, trebuie să fim preocupați atunci când vorbim despre acceptare, trebuie să fim preocupați de curăția Evangheliei. Să nu uităm asta. Acceptare până acolo unde Evanghelia este compromisă. Când cineva încearcă să compromită Evanghelia, acolo spunem nu, aici nu se mai poate accepta. Acceptarea merge până acolo unde modul de viață al fratelui nostru devine imoral. Când fratele nostru devine imoral și încalcă porunca Scripturii, acceptarea nu se mai duce încolo. Principiile Scripturii nu ne lasă. Dacă ne uităm în Scriptură, Apostolul Pavel spune la un moment dat, scoateți afară pe răul acela dintre voi. 1 Corinteni, capitolul 5. Apoi, este de asemenea important să avem în vedere că acceptarea noastră trebuie să se ducă până acolo unde atitudinea cuiva este lipsită de dragoste. Când atitudinea cuiva este lipsită total de dragoste, și se poartă altfel cu frații, când atitudinea este lipsită de dragoste, acceptarea noastră trebuie să se oprească acolo. Când cineva se poartă ca un dușman al fraților, lucrând împotriva lucrării lui Dumnezeu, acceptarea trebuie să se oprească acolo. Sau când cineva are atitudine sfidătoare față de cuvântul lui Dumnezeu și față de frați. Pune-te, rog, pe ecran Tit 3 cu 10 și 11. Spune Apostolul Pavel aici așa, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări. Căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine, fiind osândit. Când cineva are o atitudine sfidătoare față de cuvântul lui Dumnezeu și față de frați și față de cel ce îl îndeamnă mereu, atunci acceptarea noastră trebuie să aibă limite acolo, așa ne învață Sfântul Apostol Pavel. Însă aș vrea să înțelegem ceva, chiar acolo unde acceptarea noastră se limitează. Și acolo e datoria noastră să lucrăm în dragoste.
Ne cheamă Hristos să trăim în dragoste. Aici este cheia. Și aș vrea să înțelegem, dragii mei, până când să purtăm dispute despre e bine să bei cafea sau nu e bine să bei cafea, e bine să ai verighetă sau nu e bine să ai verighetă, până când să purtăm aceste dispute, să nu uităm ceea ce spunea Augustin altădată. Iubește și fă ce vrei. Când cineva iubește cu adevărat pe Dumnezeu și pe aproapele său, omul acela poate să trăiască în libertate creștină deplină. Nu-l disprețui pe cel ce e diferit. Asta înseamnă acceptare. Să nu-l disprețuiești pe cel ce este altfel decât tine. Să nu te pui în locul lui Dumnezeu, judecându-l pe fratele sau pe sora. Asta înseamnă acceptare. Să nu uiți că Dumnezeu este iertător, mai iertător decât tine. Asta înseamnă acceptare. Să nu uiți că Dumnezeu măsoară motivația fiecărui om, adică inima. Dumnezeu se uită la inima omului. Pentru că sunt multe lucruri care poate că nu ies așa cum ar trebui, dar se uită Dumnezeu la inima și la dorința din care pornește un lucru anume. Și Dumnezeu dă nota în funcție de aceasta. Lucrarea credinciosului matur nu e aceea de a judeca, ci este aceea de a ajuta. Să nu uităm lucrul acesta. Și apoi, un principiu clar de care vreau să vă chem să ținem cont este faptul că în dragoste renunți uneori la încredințările tale de dragul fratelui care n-are aceleași încredințări. Domnul să ne ajute să avem înțelepciune și să nu uităm că ne cheamă Hristos să ne acceptăm unii pe alții. Romani 15:7. Ne ridicăm cu acest cuvânt pe care îl citim cu voce tare. Romani 15:7. Așadar, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Amin. Acesta este cuvântul la care ne-am oprit în această seară, acesta este cuvântul pe care vă chem cu toată dragostea să-l luăm ca învățătură în această seară și să ne rugăm Domnului să ne dea putere de a face ceea ce El dorește să facem, să îi cerem Domnului să ne dea putere de a fi ceea ce El dorește să fim. Și așa cum ne-a acceptat Hristos, așa să ne acceptăm și noi unii pe alții, pentru că lucrul acesta aduce slavă lui Dumnezeu. Așa spune Scriptura, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Când noi ne acceptăm unii pe alții, semănăm cu Hristos și atunci se bucură Domnul de noi. Domnul să ne ajute la aceasta, ne rugăm și cerem Domnului ajutor în sensul acesta, ne rugăm Domnului să ne ajute să fim oameni care avem inima deschisă și gata să-L acceptăm pe fratele nostru, chiar dacă este diferit. Și apoi, tot în rugăciunea aceasta, ne vom ruga pentru cei ce trec prin felurite încercări și au trimis bilete aici. Și vom și mulțumi Domnului pentru ceea ce ne-a dat El în seara aceasta.